ați venit la Castelul Versailles. Castelul Versailles este un castel și un monument istoric situat în orașul Versailles, nu departe de Paris. Castelul a fost rezidența principală a regilor Franței Louis al XIV-lea, Louis al XV-lea și Louis al XVI-lea. Regele, curtea și guvernul au rezidat aici de manieră permanentă din mai 1682 până în octombrie 1789, cu excepția perioadei cuprinse între 1715 și 1723. Castelul este o capodoperă arhitecturii clasice, cu o mare influență în Europa în domeniul arhitecturii și a artelor decorative. Castelul Versailles este constituit dintr-un ansamblu complex de curți și corpuri de clădiri, păstrând în același timp o armonie arhitecturală. El se întinde pe o suprafață de 63.154 metri pătrați. Bine ați venit în cea mai impresionantă și măreață încăpere a Palatului Versailles. Candelabre de cristal, oglinzi și ferestre uriașe, sculpturi și picturi deosebite, aceasta este galeria oglinzilor. Din punct de vedere istoric, să nu uităm că aici a fost semnat în 1919 celebrul tratat de la Versailles. Thank you.
Parcul castelului se întinde pe o suprafață de 815 hectare, din care 93 de hectare de grădini. În anul 1623, Louis al XIII-lea, din cauza unor probleme de agorafobie și nevoia unei retrageri spirituale, a decis construcția unei modeste cabane de vânătoare din cărămidă și piatră în vârful platoului Versailles. De atunci și până astăzi, urmașii lui Louis al XIII-lea au dus întregi campanii de achiziționare de terenuri și campanii de construcție și renovare a clădirilor, a încăperilor, a scărilor, a pieselor de mobilier și a decorațiunilor interioare și, nu în ultimul rând, a parcului. Cu tot ceea ce înseamnă el, canalul, fântânile, grădina. Ușor, ușor, de-a lungul celor câteva sute de ani, s-a ajuns la ceea ce vedeți în zilele noastre. Din 2017 și până în prezent, nu a mai avut loc nicio transformare sau renovare. Versailles a devenit de-a lungul timpului un simbol al puterii și autorității, atât a coroanei regale, cât și a statului francez. Le Château de Versailles are peste 7 milioane de vizitatori pe an. Acest mic video cuprinde doar o parte din ceea ce castelul ne oferă și dacă v-am trezit interesul, din punctul meu de vedere, merită vizitat. Mi-ar plăcea să-mi scrieți în comentarii dacă ați fost vreodată, ce impresie v-a lăsat sau dacă îl aveți acolo pe lista de ce mai vizităm în curând.